seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Accident grav la Drochia, două persoane au murit, iar altele două au fost rănite după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit pe șosea. O pensionară din Soroca a căzut de la etajul 5 al unui bloc de locuit în timp ce încerca să treacă de la un balcon la altul. Aceasta s-a ales cu un politraumatism. Inspecția financiară a Ministerului Finanțelor a descoperit mai multe nereguli la Primăria Capitalei după ce a efectuat verificări, care sunt acestea, aflați la știri. Furtuna Filomena a adus ninsori abundente și minime record în Spania. Un strat gros de zăpadă s-a așternut în centrul și în nordul țării, iar temperaturile au scăzut până la minus 36 de grade. Două persoane au murit, iar altele două au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit la depășire și a pierdut controlul volanului. Mașina acestuia a fost transformată într-un morman de fiare. Totul s-a întâmplat ieri într-o localitate din Drochia. Potrivit oamenilor legii, impactul s-a produs aseară în jurul orei 18 în satul Sofia din Drochia. Șoferul unei mașini de marca Dacia a ieșit la depășire și a lovit lateral un Mitsubishi care venea din față. În consecință, șoferul din Dacia a pierdut controlul volanului, a derapat de pe șosea și s-a izbit într-un copac. În urma impactului, conducătorul auto și pasagerul din Dacia au decedat pe loc, iar două persoane care se aflau în celălalt automobil au fost transportate la spital. Unul din doi pacienți care au fost ieri internați în accidentul rutier de la Sofia e externat acasă. A fost examinat, n-are fractură, are numai contuzii la piciorul drept. A doilea pacient e internat în secția de traumatologie cu comoție cerebrală, contuzii toracică. N-are satisfăcătoare la ziua de azi. Pe marginea cazului a fost pornită o anchetă care va stabili toate circumstanțele producerii accidentului. O stradă din sectorul Râșcani al capitalei este inundată de fiecare dată când o țeavă veche din preajmă se sparge. Cel mai mult au de suferit oamenii care locuiesc acolo. Așa arată curtea noastră, colesitorul. Totul este un lac. Știi, apa vine și vine și vine. Locuitorii spun că astfel de inundații au loc frecvent și că s-au plâns în nenumărate rânduri la autorități. Ce soluții au acestea, aflați în jurnal. Poziția lui Donald Trump e din ce în ce mai fragilă după incidentele de miercuri de la Capitoliu, considerat de mulți autorul moral al violențelor din sediul Congresului. Președintele în funcție e tot mai izolat, iar democrații anunță că încep luni procedura de demitere. Între timp, Trump a declarat că nu va participa la ceremonia de investire a predecesorului său Joe Biden și că va continua să susțină vocea simpatizanților săi care au luat pe sus Capitoliul. Printr-un mesaj laconic postat pe Twitter, Donald Trump a scris că nu va participa pe 20 ianuarie la ceremonia de investire în funcția lui Joe Biden. Trump ar urma să plece la unul dintre resorturile sale din Florida înainte de ceremonia de investire, potrivit presei americane. Predecesorul său nu s-a întristat de decizia lui Trump. I was told that on the way up here, way over here, that he indicated he wasn't going to show up at the inauguration. One of the few things he and I have ever agreed on. The good thing I'm not showing up. He's been an embarrassment to the country, embarrassed us around the world, not worthy to hold that office. Tot printr-un tweet, Trump a promis că va continua să le dea voce susținătorilor săi. Asta după ce acum o zi a lansat un video în care își lua obligația unei tranziții ordonate de putere. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. La scurt timp, Twitter i-a închis definitiv contul personal pe motiv că instiga la violență și i-a tăiat astfel principala cale de comunicare cu publicul. Trump a început apoi să posteze mesaje de pe contul oficial al președintelui SUA, însă acestea au fost șterse la scurt timp de administratorii rețelei. Între timp, democrații avertizează că dacă secretarul de stat Mike Pence și cabinetul nu îl îndepărtează pe Trump de la putere prin amendamentul 25 al Constituției SUA, va fi începută procedura de impeachment. So I think it's important we get on with the business getting him out of office. The quickest way that that will happen is us being sworn in on the 20th. What action happens before or after that is a judgment for the Congress to make.
But that's what I am looking forward to. Clauza din amendamentul 25 prin care Donald Trump ar putea fi îndepărtat de la putere presupune că vicepreședintele și cabinetul cu majoritate de voturi să declare că președintele este inapt de a-și îndeplini atribuțiile. În acest caz, Mike Pence ar deveni președinte. Impeachmentul sau procedura de punere sub acuzare este o procedură prin care Congresul poate, în urma unei investigații, să acuze un oficial al puterii executive de infracțiuni și delicte grave și apoi să-l demită în urma unui proces politic. Prerogativa de acuzare aparține Camerei Reprezentanților, în timp ce prerogativa judecării cazului aparține Senatului. Între timp, Biroul Federal de Investigații din Statele Unite anunță că oferă recompense de $50,000 pentru cei care oferă informații despre persoanele care au adus la manifestație două bombe artizanale. Cei din FBI au difuzat pe rețelele de socializare imagini cu participanți la violențele de miercuri, în speranța de a obține de la public informații cu privire la aceștia. Agenții FBI au indicat că una dintre bombe a fost descoperită la sediul Comitetului Național Democratic. Cel puțin 14 membri ai Departamentului de Poliție au fost răniți, iar un ofițer a murit în urma asaltului susținătorilor lui Donald Trump de la Capitoliu, din Washington, și 4 manifestanți și-au pierdut viața în urma revoltelor. Până acum, cel puțin 52 de protestatari au fost reținuți, iar printre ei se numără și 2 femei născute în Moldova. Presa americană scrie că este vorba despre o femeie de 54 de ani și fiica ei de 28 de ani, ambele susținătoare aprige a lui Donald Trump, care au fost reținute pentru încălcarea stării de asediu și intrarea prin infracție în clădirea Capitoliului. O femeie de 67 de ani din Soroca a căzut de la etajul 5 al unui bloc de locuit în timp ce încerca să treacă de la un balcon la altul. Din fericire, aceasta a scăpat cu viața. Potrivit salvatorilor, femeia a aterizat pe copertina clădirii la etajul 1 și a fost transportată la spital cu un politraumatism. Nu este clar deocamdată ce a determinat-o pe femeie să facă asta. Cazul este cercetat de poliție. În timp ce turismul este la pământ, iar aglomerația din transportul public din capitală rămâne o problemă nerezolvată, primăria anunță că va pune în circulație un troleibuz pentru turiști. Mai multe detalii are colega noastră, Lyubov Plămădeală. Luba, bună seara! Bună seara, Tatiana, bună seara tuturor. Anunțul despre faptul că în capitală va circula un troleibuz pentru turiști a fost făcut astăzi de Ion Ceban pe pagina sa de Facebook. Potrivit primarului, inițial vehiculul va circula doar sâmbătă și duminică. Acesta va avea un itinerar care va trece prin cele mai importante puncte de atracție turistică din Chișinău. Astăzi nimeni din responsabili nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune care sunt aceste locații și cât va costa călătoria. În troleibuz vor fi difuzate și înregistrări audio care vor conține informații despre locațiile și monumentele istorice din capitală. Acest proiect face parte dintr-o strategie pentru dezvoltarea turismului planificată pentru anul 2021. Acestea au fost informațiile, Tatiana. Vă mulțumesc. Nereguli în managementul financiar și în utilizarea banilor publici, acestea sunt încălcările depistate de Inspecția Financiară după verificările efectuate la primărie. Inspectorii solicită instituției să întreprindă măsuri pentru înlăturarea abaterilor. Viceprimarul Capitalei ne-a spus să revenim luni pentru o reacție. Deficiențe ale managementului financiar și insuficiența procedurilor de control intern ce ar asigura utilizarea regulamentară a finanțelor publice, nefiind respectate astfel prevederile legii privind controlul financiar public intern. Este concluzia la care a ajuns Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor după verificările efectuate la primărie pentru a doua jumătate a anului 2020. Inspectorii au stabilit că bugetul pentru anul 2019 a fost aprobat cu o întârziere de 9 zile și nu a fost asigurată încasarea veniturilor planificate în suma de circa 250.000 de lei. Nereguli s-au depistat și la desfășurarea procedurilor de achiziții publice. Potrivit Ministerului Finanțelor, inițial pentru livrarea și montarea băncilor de odihnă din capitală, primăria a indicat în contract suma de 56.000 de lei, pentru ca peste o lună aceasta să crească la 88.000 de lei, fapt ce încalcă legislația, notează inspectorii, dar și trezește nedumeriri. Iar mai multe contracte de achiziții au fost încheiate înainte de a fi distribuite alocațiile financiare, cum ar fi și procurarea mini-încărcătoarelor, lucrările de amenajare a terenului din preajma Hăvuzului de pe Bulevardul Degebal, dar și a scoarului de pe strada George Coșbuc. În 2019 au fost procurate și instalate mai multe terenuri de joacă, coșuri de gunoi, dar și alte echipamente în valoare de circa 3 milioane de lei. Însă actele de instalare nu au fost semnate de reprezentanții locațiilor beneficiare. Inspectorii au mai menționat că primăria nu a respectat corectitudinea redistribuirii banilor între obiective. Au fost
fost redistribuiți 1 milion de lei de la grupa Transporturi Gospodăria Drumurilor, obiectivul reparația străzii Ion Creangă, către obiectivul modernizarea sistemului de dirijare a semafoarelor. Se mai arată în concluzie. Serviciul de preză al primăriei ne-a redirecționat către viceprimarul capitalei Inga Ionesi, care ne-a spus să revenim luni pentru o reacție. Eu trebuie să fac cunoștință cu acest document. Eu nu înțeleg de ce sâmbătă m-am deranjat la acest subiect, când putem săptămâna viitoare de lucru să începem și discutăm. Astfel, Ministerul Finanțelor a solicitat primăriei să examineze rezultatele inspectării în cadrul ședinței CMC, dar și aprobarea unui plan de măsuri pentru a înlătura abaterile depistate de ofițeri. În caz contrar, responsabilii pot fi sancționați. Prescripția poate fi atacată la Inspecția Financiară timp de o lună după emitere. Câteva gospodării de pe strada Andrei Doga din capitală au fost inundate aseară după ce o țeavă din zona s-a spart. Oamenii se plâncă din cauza vechimii, aceasta se fisurează periodic, iar pata apa care curge prin ea se revarsă în curțile lor. Același lucru se întâmplă și după ce plouă abundent, deoarece pe stradă nu există un sistem de scurgere. Cei de la Apă Canal susțin că vor schimba o bucată din țeavă anul acesta, iar pretura sectorului Râșcani promite că va căuta soluții. Așa arată curtea noastră, acolo este totul, totul este în lac. Știi ce apa vine și vine și vine. Dacă așa totul vine la noi în ogradă, ca să înțelegeți. În drum nu mai pot trece. Pentru că dacă trec acolo, înapoi percesc nu mai vin. Aceste imagini au fost filmate de Cristina ieri. În câteva ore, curtea ei s-a transformat în lac, iar apa era cât pe ce să-i intre și în casă. Încă 10 cm să fost mai mult, da? Adică să nu pompat poate acolo sau să nu oprit apa, intra în casă. Tot era în râu. Uite, se vede că au rămas doar în mol. Suntem aici ca, așa, ca niște moluște. Trăim ca niște moluște, ca în evul mediu, ca niște, nu știu... Așa este, nerușine, foarte tare nerușine de conducerea noastră. Cristina spune că periodic o țeavă de apă din apropiere se sparge și inundă stradela Andrei Doga, iar apa intră în curțile celor care locuiesc în preajmă. Practic toată apa vine din partea asta, de la universitate. Adică din curtea universității, chiar de la coțul, sparte țeava, o țeavă mare, v-am zis, de 500, este o țeavă foarte mare, care alimentează practic jumătate de oraș. Așa arată stradela Andrei Doga din centrul capitalei, după ce o țeavă s-a spart și a inundat totul. Această bultoacă are câțiva metri, iar drumul este înămolit. Și curtea lui Gheorghe Ursu s-a umplut de apă. Apoi că până aici a fost. Apă. Și acolo ca se vede la poartă câtă apă a fost cu aia. O jumătate de metru. Câtă apă a fost până aici, până în sărat. În toalet, tot e plin, tot e. Nu avem scurgere. Strada Andrei Doga practic este blocată între aici s-a înălțat pământul și nu se duce. Și tot apa vine de la cerc la noi. Și te oprești aici. Te oprești la noi în curți. Da, pe urmă totul se regulează, toți uită, dar ei uită că noi pe urmă avem probleme, că trebuie de schimbat podelele de schimbat, mobilă, pentru că totul se uzează. Directorul Apă Canal ne-a spus că dimineață scurgerea a fost lichidată. La fel, acesta a menționat că 600 de metri din țeavă vor fi schimbați în acest an, iar în luna ianuarie va fi lansată licitație pentru a efectua lucrările de reparație, proiectul fiind deja elaborat. Solicitată de ProTV, pretorul sectorului Râșcani ne-a spus că va căuta o soluție la această problemă, după care va reveni cu informații. Pomii de Crăciun care și-au pierdut importanța odată ce au trecut sărbătorile pot fi reutilizați, așa că nu vă grăbiți să-i aruncați la gunoi. Cel care are grădină ar fi bine ca să-l amestece cu îngrășăminte și să-l pune la pomii fructiferi. Ce puteți face cu acele brazilor, dar și ce alte modalități de reutilizare există, vă spunem în jurnal. La Madrid ninge neîncetat de mai bine de 24 de ore. În capitala Spaniei nu s-a mai depus niciodată un strat atât de mare de zăpadă, iar autoritățile au emis alertă roșie. De vină este furtuna Filomena, care a adus ninsori abundente în centrul și nordul țării, dar și temperaturi record de până la minus 36 de grade Celsius. Madridul se confruntă cu căderi masive de zăpadă, cele mai mari din istoria sa. Mai multe străzi au fost închise din cauza vizibilității reduse, dar și a stratului de zăpadă. În regiunea Madrid nu s-a mai depus niciodată așa un strat de zăpadă. Este spectaculare. Autoritățile s-au mobilizat pentru furtuna de zăpadă, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările. Muy bien, muy chulo. Hacía muchos años que no veíamos nevar y la verdad que es muy emocionante. Somos así un poco montañeros y,
y nos gusta un poco. Mira, estamos librando, digo, vamos a venir a ver, que hacía tiempo no lo veíamos. ¡Vamos! Y ahí están mis hijos tirándose por la nieve. Como locos. Zăpezi abundente și rafale de vânt puternice s-au abătut zilele acestea asupra Spaniei, unde temperaturile au scăzut până la minus 36 de grade Celsius. Această temperatură record a fost înregistrată în munții Pirinei, într-o localitate din provincia Aragon, din nord-estul Spaniei. Valoarea înregistrată a fost cu 2 grade Celsius mai scăzută decât precedentul record, cedată din anul 1956, când o temperatură de minus 32 de grade Celsius a fost măsurată în provincia Leida, din nord-estul Spaniei. Multe drumuri din centrul Spaniei au fost închise în urma ninsorilor abundente, iar pe cele rămase deschise, șoferii au circulat în condiții dificile. Se preconizează căderi de zăpadă mai mari pentru o mare parte din centrul și nordul Spaniei. În zilele următoare, temperaturile vor scădea până în jurul valorii de minus 11 grade. În Italia, pentru a face față nămeților de peste 2 metri care s-au depus în unele din regiunile nordice și centrale ale țării, a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Și Marea Britanie este acoperită de zăpadă și cuprinsă de frig din cauza unui val de aer rece din Groenlanda. Temperaturile au coborât până la minus 15 grade. Săptămâna viitoare, Regatul Unit urmează să fie lovit de o furtună de zăpadă și temperaturi extreme. Fenomenele meteorologice extreme, dar și schimbarea regimului precipitațiilor sunt considerate de către experții climatologici ca făcând parte dintre consecințele încălzirii globale. Un avion al unei companii aeriene din Indonezia cu 62 de persoane la bord a dispărut de pe radare la scurt timp după ce a decolat astăzi din capitala indoneziană, Jakarta. Avionul, un Boeing 737-500, a dispărut de pe radare la puțin timp de la decolare și, conform datelor, Flight Radar 24 a pierdut rapid din altitudine în mai puțin de un minut. Un oficial local al guvernului a declarat că un pescar a găsit ceea ce pare a fi epava avionului în ape la nord de Jakarta, iar căutările continuă. O femeie din raionul Iedineț a așteptat aproape o săptămână ca să fie testată la COVID, deși avea simptome specifice coronavirusului. Potrivit rudelor sale, acest lucru s-ar fi întâmplat din motiv că la centrul de colectare a probelor s-au terminat testele. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că teste avem suficiente, însă există o problemă în ceea ce privește organizarea specialiștilor care colectează probele. Persoanele numărul infectate nu știu ce să facă, adică în timpul ăsta detectează pe altele și nu primesc o lecuire, hai să spunem așa. Andrei povestește că ruda sa, o profesoară de 70 de ani din satul Brătușene, a început să manifeste primele simptome ale coronavirusului pe 25 decembrie. Peste câteva zile a decis să facă o vizită la medicul de familie, care i-a spus că totul este bine. Ulterior, femeia a fost anunțată de directoarea școlii în care lucrează că aproape tot colectivul didactic a fost testat pozitiv la COVID. S-a dus din nou la spital și a insistat să treacă test, la care s-a spus că teste nu sunt și vor fi anul viitor, adică undeva în jur de data de 4. Dacă vrea să treacă, să se înscrie în lista de așteptare. Pe data de 4 ianuarie, femeia a fost testată la coronavirus, iar a doua zi a venit rezultatul pozitiv. Tânărul se arată indignat de faptul că ruda sa, fiind în vârstă și a cărei stare de sănătate se putea agrava, a așteptat practic o săptămână ca să primească tratamentul necesar. Conducerea Centrului de Sănătate Publică din Iedneț a recunoscut că a avut o asemenea problemă. Problema este deja soluționată. A fost o perioadă scurtă, vreo 2-3 zile, când la dos n-au fost testuri și noi nu am putut prelea. Acum întrebarea este hotărâtă și se prelevează zilele astea de odihnă, dacă nu e problema. Da, așa am regim obișnuit. Responsabilii ne-au mai spus că testele prelevate sunt trimise la Bălți, iar zilnic pentru prelevarea probilor în mediu primesc de acolo până la 50 de unități. Cei de la Ministerul Sănătății spun că avem teste destule, iar problema ar fi alta, deși fiecare situație trebuie analizată individual. Este vorba de organizarea echipelor mobile care prelevează probele la domiciliu. Medicii de familie evaluează starea pacientului și definiția de caz pentru ca să fie prelevate probele. Ne-au răspuns
răspuns reprezentanții ministerului. Astăzi registrăm 424 de cazuri noi de coronavirus din 2422 de teste efectuate. 8 persoane au murit în ultimele 24 de ore din cauza infecției. Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital în stare extrem de gravă după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac de pe marginea carosabilului. Potrivit poliției, accidentul a avut loc în această dimineață între localitățile Cioadăr Lunga și Taraclia. Tânărul conducea un automobil de marca Seat când la un moment dat a pierdut controlul volanului, a derapat de pe șosea și s-a izbit cu el în copac. Mașina a fost făcută zob, iar șoferul a fost prins între fierele contorsionate, așa că a fost nevoie și de intervenția salvatorilor de la descarcerare. Poliția cercetează toate circumstanțele. În timp ce altora le-a tăiat considerabil veniturile lor, pandemia le-a crescut vânzările. Este vorba despre doi tineri, proprietarii unei companii care vinde produse pentru agricultori sau fermieri. Din cauza secetei, dar și a carantinei, cei doi spun că moldovenii au început să investească în utilaje pentru gospodării. Mai mult, cei doi au reușit să obțină și un grant finanțat de Banca Mondială pentru a-și promova compania și în alte țări. Tudor și Ruslan sunt doi tineri care au înființat o companie care vinde utilaje agricole pentru fermieri. Doi colegi suntem. Eu mă ocup de partea din Republica Moldova, colegul în România. Avem o filială deschisă la Iași. Tot exportul spre Uniunea Europeană se face prin companie din România. În depozitul lor se regăsesc produse atât pentru industriale cât și pentru gospodari. Pentru producerea hranei la animale, ce ține de porumb, grâu, orz, ceea ce este o cerere foarte mare pe piață. Incubatoare, mori, serie dintr-o grădină. Pandemia nu le-a afectat afacerea mai deloc, dimpotrivă. Imediat ce coronavirusul a ajuns la noi în țară, vânzările lor creșteau de la o zi la alta. În prima perioadă chiar s-au dublat, în special comenzile online, explodat. Acum, de acum se menține ritmul de creștere. Chiar de la începutul pandemiei, din luna martie, Ruslan spune că oamenii au început să cumpere utilaje pentru creșterea animalelor sau ale păsărilor. Din cauza secetei, la mare întrebare erau și serele de dimensiuni mai mici. Oamenii se așteptau la o mare criză alimentară, ceea ce îi făcea să facă comenzi. Tot în perioada pandemiei, compania a reușit să obțină un grant de aproape 300.000 de lei de la proiectul Ameliorarea Competitivității, finanțat de Banca Mondială. Banii câștigați din grant au fost folosiți pentru modernizarea site-ului, promovarea firmei în celelalte țări. Totodată au fost achiziționate și echipamente de asamblare a produselor. Elaborarea unei liste cu companii ce comercializează produse asemănătoare din țările Turcia, Polonia, Ucraina, cu care am putea începe o colaborare. Vrem să începem colaborarea cu Bulgaria, care are o piață de desfacere asemănătoare cu a noastră. Directorul executiv al proiectului Ameliorarea Competitivității spune că anul ăsta a avut o avalanșă de solicitări. Companiile beneficiare care au contractat finanțarea nerambursabilă au dat buzna pentru a solicita resursele care li se cuvin. Au căzut vânzările și, respectiv, oricare sursă de finanțare este benefică. Tot în acest an s-au schimbat și solicitările beneficiarilor. Au devenit mult mai populare și solicitate serviciile pentru digitalizarea proceselor. Aici mă refer la tot ce ține de automatizarea proceselor interne, sincronizarea și eficientizarea proceselor, conectarea acestor magazine online cu alte servicii, cum ar fi serviciile de contabilitate, serviciile de curierat. Pe parcursul celor 4 ani de implementare a proiectului s-au adunat în jur de 250 de beneficiari, iar în anul curent au participat în jur de 70. În total a fost debursată suma de 2 milioane de dolari pentru cofinanțarea agenților economici. Dacă nu avem zăpadă, nici sănii nu mai cumpărăm. Pentru a doua iarnă la rând, pe teritoriul țării noastre nu ninge, așa că afacerile comercianților de sănii au fost puse la pământ. În piață nu le mai găsești la orice tarab, așa cum era înainte, când iernile aduceau ninsori. Se mai vând câte una sau două, dar și acelea sunt trimise peste hotare, acolo unde zăpadă este. Doar aceste trei săniuțe le-am găsit în vânzare în întreaga piață centrală din capitală. Prețul lor variază între 200 și 300 de lei. La tarabele, unde în alți ani, în perioada sezonului rece, cel mai cumpărat produs din piețe erau săniile, în acest an nici urmă de ele. Comercianții ne-au spus că de 2 ani, de când nu au mai nins, au pierderi mari, așa că nici nu le-au scos la vânzare din depozite. Avem săni, sunt cât vrei săni, sunt, da? Sunt că nu e omăt. Avem în depozit, ele sunt, dar nu le scoți că dacă nu e omăt. Unii vânzători spun că, deși zăpadă nu este, au reușit totuși să vândă câteva sănii. Am vândut 3 săni, săniuțele le cumpără.
oamenii care le trimit peste hotarele țării, acolo unde este zăpadă. Că la noi, evident, nu e și sigur că nu le mai cumpără pentru noi. Comercianții își amintesc cu nostalgie de iernile în care sanile erau cel mai întrebat produs din piață. Foarte multe sani se vindeau, zăpadă era la noi, iernile erau foarte bogate în zăpadă și sanimuțele se vindeau. Mai am țărț, atunci da mai bine, că au fost omit mai mult. Mai în scurt, cu sanile cam slut. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele zile vremea se va răci, iar la începutul săptămânii sunt prognozate ninsori. Interpretul de muzică populară Ion Paladin nu este talentat doar la cântat, ci și la actorie. Acesta este protagonistul unui serial românesc în care joacă rolul unui doctor. Serialul 6 prezintă povestea a 6 copii, 6 colegi de clasă răpiți, dar cu ajutorul prietenilor strânse între ei reușesc să treacă peste toate obstacolele. Vă arătăm secvențe din film în câteva minute la știri. Sărbătorile au trecut, iar odată cu ele și importanța pomului de Crăciun, unii au optat pentru unul artificial care va putea fi refolosit mai mulți ani la rând. Cei care au ales unul natural se întreabă acum ce facem cu bradul. Nu vă grăbiți să-l aruncați, aflați că poate fi reutilizat și vă poate bucura în continuare. Reutilizarea bradului poate fi începută imediat ce cadacele. Acestea, la rândul lor, pot fi folosite în mai multe scopuri. Dacă bradul a fost crescut undeva într-o pepinieră, unde a fost curat, unde a fost protejat de tot praful străzii, puteți risca să vă faceți chiar și ceai, e foarte bun pentru bronșită, pentru bolile respiratorii. De asemenea, acele pot fi utilizate drept aromă pentru baie. Tot din ace puteți să faceți și aromă pentru baie, e destul de bună treabă, cu un pic de sare de mare. Acele mai pot fi folosite și drept îngrășământ. Acele sunt foarte bune pentru îngrășăminte la flori. Florile care iubesc aciditate. De exemplu, lămâile iubesc acidul. Hiliborusul, hidrangea, care este foarte populară acum la noi. Cum reutilizăm însă lemnul de brad? Cel care are grădină trebuie să știe că dacă are posibilitatea să-l macine, ar fi bine ca să-l amestece cu îngrășăminte și să-l pune la pomii fructiferi. De ce? De asta că nu permite să crească paraziții. În Europa, ideea de reutilizare a pomului de Crăciun a apărut de mai mult timp. Astfel, un designer a reușit să creeze din el un felinar unic, o ramă pentru oglindă, un ceas de perete rustic și diferite suporturi pentru veselă. Tragedie de nedescris în India. 10 bebeluși au murit într-un incendiu izbucnit la un spital din vestul țării. Alți 7 micuți au fost salvați. Flăcările au izbucnit noaptea trecută în unitatea de îngrijire a nou-născuților. O asistentă a observat că de acolo iese fum și a chemat ajutoare. Personalul spitalului a reușit să evacueze doar câțiva copii. Micuții care au murit aveau între câteva zile și 3 luni. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută, iar o investigație este în curs de desfășurare. Invazie de veverițe agresive la New York. Câțiva rezidenți din cartierul Queens, din metropola americană, se plâng că sunt terorizați de rozătoarele pufoase. Cel puțin 6 persoane au fost atacate de veverițe, iar ce le face să devină atât de agresive, deocamdată nu este clar. Agresivitatea micilor răzătoare din copaci a făcut pe unii oameni din zonă să se teamă să iasă afară fără a fi înarmați cu spray de piper sau alte arme antiveverițe. Este și cazul acestei femei care recent a fost mușcată de una dintre veverițele agresive. We're wrestling in the snow and there's blood everywhere and my finger's getting chewed and it won't let go. Eventually it just stopped and there I was. Big bloody mess. Femeia spune că nu s-a gândit vreodată că poate fi atacată de o veveriță și că se poate alege cu asemenea răni. You hear someone's bitten by a squirrel, you're like, okay, you got a little nip, what's the big deal? But this was a MMA cage match and I lost. Și vecinii femeii s-au plâns că sunt terorizați de veverițele agresive. I was screaming crazy. Oamenii spun că s-au plâns la primărie, iar responsabilii de acolo le-au sugerat să pună capcane ca să prindă răzătoarele. I'm a little surprised that the city is not taking it a little more seriously considering how many people have been attacked. Nu este clar deocamdată ce le face pe veverițe să fie agresive, așa cum nu s-a constatat că acestea ar fi infectate cu rabie. 3 persoane, printre care și un copil, au murit noaptea trecută după ce o avalanșă s-a produs într-o stațiune de schi din Rusia. Valul de zăpadă a acoperit câteva cabane în care erau cazați turiști. Un adolescent de 15 ani a fost transportat în stare gravă la spital și internat la reanimare. În zona a fost emisă o alertă de avalanșă.
Ребята, срочно, на горнолыжке сошла лавина. Нужны снегоходы, люди, лопаты. Fanarii, foarte mult света нужно. Totul s-a întâmplat noaptea trecută într-o stațiune de schi din orașul rus Norilsk. Avalanșa a căzut la miezul nopții și a acoperit 5 cabane în care erau cazați turiști. Imediat acolo a fost demarată o operațiune de căutare-salvare în care au fost antrenați 50 de oameni. La scurt timp de sub zăpadă au fost scoși în siguranță 4 oameni, printre care și 2 copii. Alte 2 persoane au reușit să iasă la suprafață fără ajutor. Ulterior a fost găsit un adolescent de 15 ani cu multiple fracturi și hipotermie. Pre dimineață, salvatorii au descoperit cadavrele unei femei și al băiețelului ei de 1 an și jumătate, după care a fost găsit fără suflare și soțul acesteia. În zona a fost emisă o alertă de avalanșă și au fost luate măsuri de siguranță. Și-a dat jos costumul popular și a îmbrăcat halatul alb. Vorbim despre interpretul Ion Paladi, care a pus pe pauză muzica și s-a făcut actor. Acesta joacă rolul unui doctor în unul dintre cele mai urmărite seriale din România. Producția cu denumirea 6 s-a dovedit a fi un adevărat succes, iar în curând urmează să înceapă filmările și pentru al doilea sezon. În anul trecut avea planificate multe evenimente și concerte, dar din cauza pandemiei acestea au fost amânate. Totuși, 2020 nu a trecut neînsemnat pentru interpretul de muzică populară Ion Paladi, care și-a etalat calitățile actoricești în unul dintre cele mai urmărite seriale din România. Ion Paladi spune că invitația producătorilor de peste Prut de a juca într-un serial a fost o adevărată provocare pentru el. Este o provocare pentru mine, o nouă experiență și la invitația prietenului meu, producător, lui filmului Vlad Baba, am acceptat cu drag ca să încerc și altceva, mai ales că cum am avut o perioadă, eu știu, destul de liberă cu această pandemie. Serialul reprezintă povestea a 6 colegi de clasă care trec împreună prin mai multe încercări, însă datorită prieteniei reușesc să le depășească. Serialul 6 prezintă povestea a 6 copii, 6 colegi de clasă răpiți, dar cu ajutorul prieteniilor strânse între ei reușesc să treacă peste toate obstacolele. Producția a unit mai multe vedete din România. În acest film s-au filmat și alți mari actori, alți mari artiști, cum sunt Dan Negru, Cătălin Moroșanu, Mircea Eremia, Nicolae Păjoga Junior, Nic, Vlad Baba, care este și producătorul acestui film. Producția 6 s-a dovedit a fi un adevărat succes. Este în topul videoclipurilor sau filmuri de seriale din România. Ne bucurăm acest lucru că tot urcă în fiecare zi în top. Noi avem o dorință, un scop de a ajunge acest serial pe Netflix. Interpretul spune că i-a plăcut experiența de pe platoul de filmare, iar acum se pregătește pentru sezonul 2, filmările căruia ea urmează să înceapă în curând. Sezonul 2, pentru că primul sezon este compus din 8 serii, dintre care eu fac parte în 4 serii, sunt și eu filmat ca doctor, în care am grijă de cei răniți, doctorul Samuel. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Gusturile se discută. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222 13645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005008. O seară frumoasă să aveți!